pentru că modul meu de a vorbi cu totul altul decât al ilustrului meu contemporan, Ion Mureșan. Care vă prezint, da? Dați-mi voie să pun în abis ceea ce se întâmplă acolo. Să vă descriu la ce am asistat eu. Asta este un comentariu. Mulțumesc. Așa. Am asistat la scandările lui Ion Mureșan. Ion Mureșan vorbește foarte rar, dar scandează mai tot timpul. Mi se pare, ceea ce e firesc la un poet serios și substanțial. Maniera lui de a scanda, am încercat să o prind și într-o cronică pe care n-a citit-o, bine a făcut, care cred că a apărut sau n-a apărut încă în revista Steaua, în legătură cu recentului volum, titulat, după cum știți, Cartea Alcool, a apărut la Pistica. Vă rog să observați că la Ion Mureșan, între pauzele și accentele scandării, cuvintele se bulucesc și sunt împinse cu forță înainte de idei. Problema e că ideile vin mai multe deodată și atunci le redistribuie, le reeșalonează, mai apare un, să zic, vers, un fel de vers, mai apare ceva. Deci am ascultat acest spectacol în care un poet eminent vorbește despre un alt poet eminent, cu o generozitate pe care nu toate artele o întâlnesc și nu totdeauna nici măcar în interiorul literaturii și a poeziei. De obicei, artiștii, după cum știți mai bine decât mine, sunt și orgolioși, poate un pic și vanitoși, adică sunt ei înșiși, într-o manieră care se asumă foarte, foarte în adâncime, și atunci, sigur că în jurul lor se creează așa un soi de vibrație a aerului, în care nu întotdeauna încape și celălalt, celălalt pe care le eliminați, nu scapă din nou, să zicem. Dacă e să ne gândim la un orizont al filozofiei care ajunge cumva să poetizeze. Nu ca și Heidegger, săracul, ci ca și Levinas. În fine, tot fenomenologi amândoi. Acum, revin. Chestiunea asta de care vă vorbesc eu acum se întâmplă pe o scenă, care nu e scenă, de fapt, dar e scenă, suntem totuși într-un templu, într-o casă spiritului, în înțelesul lui transcendent și metafizic. Și acest lucru se întâmplă într-o după-amiază infinită, care tot nu ajunge să se transforme într-o seară. Și cred că va continua așa multă. Dacă va reverbera în sufletele noastre. Dacă nu, nu. Vorba patru. În orice caz, iată-mă și eu aici, în vecinătatea celor doi poeți. Iată-mă în situația de a vă mai plictisi odată, după ce v-am plictisit la, pe pietonală, la lansarea expoziției celor doi sculptori, admirabil. Și după ce la etaj împreună cu unul dintre poeți, cu cel despre care vorbim, cu Dinu Flămân, am, cred că am incantat împreună, acolo am salmodiat ușor, așa, cam această după-amiază, nu tocmai creioasă, dar în același timp nici foarte uscată, după cum toți o simțim, tăbărând asupra noastră cu lumina ei ireală, mai ales filtrată prin aceste geamuri, am salmodiat un pic în marginea, nu atât a lui Cioran, cât a unor admirabile ferestre deschise de niște artiști fotografi înspre lume și cred că înspre lumea noastră interioară, grădinile noastre interioare. Care mereu să bifurcă vorba unui clasic de departe.